70 de pachete au fost împărțite pentru a le aduce un strop de lumină oamenilor nevoiași. Evenimentul a avut loc la cantina socială din Câmpul Lung, unde 40 de persoane beneficiază în fiecare zi de câte o masă caldă. Prin bunăvoința Asociației Sfânta Elena Împărăteasa și a administrației locale, și anul acesta, acești oameni s-au bucurat de cadourile primite. Pentru a-i încuraja și a le ura un an fericit și multă bucurie, alături de ei s-au aflat primarul și viceprimarul municipiului Câmpul Lung. Vrem să vă urăm sărbători fericite! Să ne găsească anul care vine sănătoși în primul rând și voioși, de ce nu? Da, și un pic da. De voioșie, nu? Ar trebui da. Să ne mai desfățim un pic frunțile. Sănătate multă, domnul viceprimar. Sănătate vă doresc și eu. Să trecem cu bine în anul următor și să fim sănătoși, să aveți un Crăciun fericit alături de cei dragi. Și vă spunem la mulți ani de pe acum. Cantina socială a fost înființată cu scopul de a-i ajuta cu o masă caldă pe cei care vremurile i-au făcut să depindă de alții. În fiecare an, pentru acești oameni, de sărbătorile Crăciunului și sărbătorile Pascale, oameni cu suflet care nu vor să fie dezvăluiți, donează produse și bani pentru a le aduce o bucurie.